Situația revoltătoare la Drobeta Turnul Severin. Sute de tineri nu se pot muta în locuințe anele repartizate deoarece constructorul a încasat banii și nu a mai terminat apartamentele. În timp ce oamenii așteaptă de 5 ani să se mute, autoritățile încă nu au găsit o soluție. Chiriașii au contractele semnate, dar nu pot primi locuințele pentru că nu au fost finisate. 180 de apartamente sunt în această situație. Oamenii au ajuns la disperare. Unii sunt forțați să locuiască și câte 5 într-o singură cameră. După 5 ani mă cheamă să îi scălim dosarul de închiriere. Și am întrebat când se repartizează. Păi, parcurs, cam într-un an. Am așteptat încă un an, am așteptat doi, nu s-a făcut și acum. La această situație s-a ajuns pentru că firma de construcție a intrat în insolvență și a lăsat șantierul de izbeliște, imediat ce a încasat toți banii de la stat. Anele să le termine cu un alt constructor și să-l dea judecată pe cel care le avea de făcut. Între timp, apartamentele se degradează, iar unii dintre beneficiari au depășit limita de vârstă pentru a mai beneficia de o locuință anele.